Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru, din nou astăzi alături de dumneavoastră la RCIS FM și Angelus TV, într-o nouă emisiune din care sper ca fiecare dintre noi să extragă ceva ce i-ar putea fi de folos în viața de zi cu zi. Invitatul meu de astăzi este părintele Lucian Farcaș, profesor de teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, dar și la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM sau bună revenire în studioul RCIS FM. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cei care ne urmăresc vă cunosc deja din cadrul emisiunii Dăruind vei dobândi pe care o realizați la RCIS FM, dar iată acum sunteți în postura de invitat la o altă emisiune. Știu că ați cochetat și vă place foarte mult zona aceasta media, tot ceea ce înseamnă cabluri, televiziune, transmisiuni, ecrane și vă felicit pentru faptul că ați reușit să includeți acest modernism al timpurilor noastre în cateheze, în lecțiile pe care le dați, în cursurile pe care le predați, dar marele merit pe care îl aveți este că ați făcut lucrul ăsta chiar și prin 86, prin zona aceea, că știu că nu era prea permis și știu că aveți și o istorie în sensul acesta. Începem emisiunea povestindu-le celor care ne urmăresc ce s-a întâmplat prin 86. Așa. Da, eram numit proaspăt vicar la Galați. Asta însemna 1 august 1986 și chiar înaintea mea au mai fost preoți care foloseau tehnica atunci modernă cu diapozitive, în fine, foarte mult mișcări manuale, dar cei mai mulți nu făceau în biserică, într-un spațiu deschis, mai degrabă puțin adăpostiți în sacristie cu câțiva copii, câțiva tineri. Practic ferindu-se de sistem. Despre așa era vorba atunci. Eu am încercat să extind și anume cu ecran foarte mare, 4x3, făcut din pânză, dat cu bariu de la farmacie. Și la fel, mi-am făcut rost de ceva aparatură foarte modestă. Dar era foarte important, a fost convingerea mea că nu doar mijloacele tehnice rezolvă problema, ci persoana care lucrează cu ele. De aceea tot ce putea să ofere tehnica era controlat mai degrabă de materialul pe care îl făceam împreună cu tinerii, mă refer la imprimări, și apoi prezentarea undeva 20 de minute și liber. Deci cateheză vorbit și după aceea ce se vorbea, ce se prezenta, era ilustrat de imagini. Practic era o nouă metodă de a face catehezele pe care și alții le făceau, dar cumva atrăgând pe cei care participau și cu zona aceasta, pentru că trebuie să recunoaștem, e ceva nou, e ceva inovativ, e ceva ce atrage și stârnește curiozitatea. Sigur, pentru acele vremuri, clar că era ceva și cred că a acordat importanță și securitatea care a trecut pe la noi, știau ei foarte bine și mi-au cerut să renunț pentru că încalc legea audiovizualului și am spus la școală se folosește un proiector cu diapozitive? Da, zic, și noi facem ceea ce se face la școală, deci nu încălcăm legea. Dar istoria este mai lungă, nu vreau să o depănăm acum. Ce vremuri schimbate și cum ne folosim astăzi de mijloacele media, ba chiar în toate formele posibile, astfel încât să transmitem mesajul către cei care ne urmăresc. Extrem de importantă mi se pare îmbinarea aceasta a modernismului și a elementului de noutate pe care îl oferă tehnica și în predarea cursurilor pe care le aveți. Sunteți profesor la institut din 1997 și la Facultatea de Teologie din 2002. Iată, sunt ani mulți trecuți de atunci și sunt convinsă că și metoda dumneavoastră de a preda s-a adaptat schimbărilor aduse de vremuri. Dar cel mai important, cred că s-au schimbat cei cărora le predați. Și aici avem poate o reală provocare. Cum este studentul din 2022 față de cel pe care l-ați întâlnit poate la primele cursuri la institut sau la facultate? Cred că este o diferență. În 2002, când a fost înființată facultatea, practic a fost o șansă folosită când liceul, școala post-liceală nu continua. Nu mai continua prin lege, dar puteau să se înscrie la un departament din cadrul
unei universități sau chiar să înființeze o facultate. Ei, și îmi place să amintesc de părintele Benone Lucaci. El a fost, zic eu, actorul principal, protagonistul care s-a îngrijit să fie deschisă chiar o facultate de teologie romano-catolică. Și în sensul acesta, dacă luăm numai numărul, s-a schimbat. Erau mulți și erau cu două specializări, cu 4 ani. Și țin minte că i-am spus spre Sfințitului Petru Ghergel să aibă grijă că la atâtea ore, la atâția ani vor trebui să fie profesori suficienți și da, acum nu știu dacă riscăm să fim mai mulți profesori decât studenți, dar sunt lucruri care s-au schimbat în această perioadă, iată sunt 20 de ani, iar schimbările de astăzi sunt mult mai profunde, mai rapide, mai surprizătoare și trebuie să te pregătești mai bine pentru a le întâmpina. Întrucât predau la teologia morală și morală socială, la sfârșitul secolului XIX se punea chestiunea socială și lucrurile, schimbările profunde de la sfârșitul secolului XIX aducea lucruri noi și în limbajul bisericesc se folosea res nove, da? Care te obligă să te pregătești, să le abordezi, să le analizezi, pentru că forța unui trecut se arată în prezentul care se deschide spre viitor. Frumos spus. Și cred că, da, ca număr, dar e o temă aparte, cred că este mai puțin important numărul, iar calitativ e o concluzie, nu mai degrabă, o observație personală. Cred că astăzi, la nivel de școală, este mai greu și pentru profesori, dar și pentru studenți, pentru că și profesorii și studenții se confruntă cu probleme mult mai grave decât liniștea mioritică de la țară unde am crescut și parcă lumea nu suferea schimbări, nu venea nicio noutate. Ei, în ultimii numai 20 de ani, dacă punem chiar 30, au fost și sunt mai departe schimbări, iar aceste schimbări în parte aduc lucruri bune, dar aduc și lucruri mai puțin bune. Care este cea mai mare provocare cu care dumneavoastră, în calitate de profesor și preot, pentru că iată, pe lângă faptul că sunteți profesor, sunteți și preot și cu atât mai mult, cred că asta vă responsabilizează mai mult. Deci cea mai mare provocare pe care o simțiți în calitate de profesor și preot în timpurile noastre, care ar fi? Din nou, tot un răspuns spontan, dar nu este improvizat acum. Faptul că am fost numit de Preasfințitul Petru Ghergel pentru câțiva ani să fiu responsabil și la capelania universitară s-a legat de faptul că este convingerea mea creștinismul în general, dar creștinismul nostru local din dieceza noastră trebuie să investească mult mai mult în pregătirea păturii intelectuale, să aprofundeze credința inclusiv cu mijloacele altor științe, deci în dialog cu alte științe. Și am avut experiența de la Galați, pe lângă programele cu copiii, cu tinerii, era și un grup, un cerc biblic, 20-30 de persoane, mai toate cu o facultate absolvită, sau tineri care erau la liceu. S-a întâmplat că participanții care lucrau în mediul universitar aveau un alt interes și ceea ce este important că intelectualul, profesorul, nu-și ține gura. Ce învață și îi place, spune mai departe. Și mi-aduc aminte de o profesoară, era profesoară de limbă germană la Galați, acum este în Germania, totdeauna, după ce s-a apropiat mai mult de biserică, nu, îmi spunea la 2-3 duminici, părinte, duminică mai vin cu 2, mai vin cu 3, adică ea comunica. Ori, să spunem,
tot respectul pentru strămoșii noștri, mai degrabă țărani, ei în lumea lor tăcuți, se rugau, munceau. Ei, intelectualul nu tace. Spune el mai vorbește, transmite. Și... și dacă este pregătit în domeniul credinței și are o pregătire mai profundă, el devine, clar devine un apostol. La rândul lui. Sigur, în calitatea lui de profesor. Sau cadru intelectual, în fine. În mod evident, dacă facem loc acestor lucruri în viața noastră, le descoperim. Cum facem totuși să includem teologia, credința și, până la urmă, trăirile acestea profunde în viața aceasta tumultoasă, în care tot mai multe chestiuni ne perturbă, așa cum a zis chiar și dumneavoastră, că totul se întâmplă pe repede înainte. Mai are loc teologia în viața omului de astăzi? Cred că are, depinde însă cum se pregătește acest loc. Este necesară o aprofundare, să spunem așa, nu trebuie să ne mulțumim cu religiozitatea naturală. Este bine să spunem o încărcătură religioasă de la natură, că omul de la natură este și religios. Place să aud Mircea Eliade, care împreună cu alți oameni de știință, care au cam răsturnat acea teorie mai degrabă dăunătoare bisericii și credinței, că omul se naște fără Dumnezeu, societatea îi impune nu știu ce, în timp ce ulterior nu s-a arătat foarte bine că omul din firea lui, da, din esența lui este religios, are foame și sete de Dumnezeu, se raportează la ceva mai mult decât cotidianul comun, da, multor făpturi. Și acest lucru este și dovedit de multe ori persoane, aici nu? Trebuie să aprofundăm, da, să dezvoltăm credința care își are izvorul în Biblie, în Sfintele Scripturi, în cuvântul revelat. Acolo trebuie investit. Restul, da, religio... pietatea naturală este un dar plăcut, dar nu e suficient. Ori creștinismul de astăzi, religiozitatea credincioșilor noștri, nu face față la provocările moderne. Trebuie mai mult, mai profund, mai în adâncime, profunzimea. Chiar am lucrat în lunile acestea cu ceva texte ale unui teolog preot din Cehia, de la Praga, Thomas Halik, sfințit preot în clandestinitate înainte de 1990, în fine. Și el lucrează inclusiv cu studenții, capelan universitar, și lucrează mai ales cu atei, dar cu atei care merită tot respectul. Are o carte, are în centru, analizează întâlnirea dintre Iisus și Zaheu. Și el merge foarte mult pe profunzime, pe profunzime, pe mister, cât ne dă voie misterul să ne apropiem. Ori cred că aici este, în primul rând, o datorie, o chemare a mediului universitar, științific, intelectual. Deși o tradiție mai puțin, o practică, nu tradiție, mai puțin fericită, undeva pe un model francez, intelectualul nu are treabă cu biserica, că ori cred că este invers. Îmbinate pot da lucruri doar bune. În mod cert, ceea ce gândiți astăzi și ceea ce ne și transmiteți, își are rădăcinile și își are începutul formării așa undeva cu mult timp în urmă la Potești, în Neamț, în locul unde v-ați născut, într-o familie frumoasă, undeva într-un câmp, după cum mi-ați spus mie. Da, da. Și v-aș ruga să desenăm cu vorbe peisajul copilăriei dumneavoastră, locul casei și locul copilăriei dumneavoastră. Da, satul nostru, Barticești, da, este un sat... sau mai degrabă și mai sigur, era un sat compact catolic. Prezența unui credincios sau mai mulți, 2-3, în sat era o excepție. Numai că satul avea două cartiere. Era cartierul vechi, satul vechi cu străzi întortocheate și satul nou, care venea spre șoseaua națională, drumul european, 85. Iar diferența era așa. În cartierul nostru, în satul nou, străzile erau drepte,
toate intersecțiile erau cu, la 90 de grade, în timp ce în satul vechi. Dar asta înseamnă că după primul război mondial, veteranii au fost răsplătiți de guvernul de atunci cu pământ, cu proprietate. Și s-a trasat sistematic, așa că noi suntem în zona... S-a făcut organizarea. Da, mai spre Europa, mai spre vest. Și numai că la vremea aceea nu aveam curent electric, mai ales când venea toamna, iarna, orice mișcare putea să fie un lup rău, periculos și așa mai departe. Dar... s-a dat ceea ce aș vrea să spun și am zis-o de multe ori, mai ales când ne-am întâlnit cu colegii promoția 73, a terminat 8 clase, era faptul că la școală, conducerea școlii s-a îngrijit de școală, nu numai de elevi, s-a îngrijit să fie și învățători și profesori buni. Și cred că am avut parte de profesori buni. Mi-aduc aminte că s-a retras la pensie domnul director Ionescu, un om deosebit, la fel și soția era, era un păion la școală și a fost după ei, pentru mine o persoană deosebită, absolut deosebită, domnișoara Tereza, nepoata preoților Tocănel, Carmil Tocănel și Petru Tocănel. Și care s-a îngrijit ea și împreună cu ceilalți să fie școală bună. Da, asta este amintirea, școala nu era prea departe. Eram cei mai îndepărtați de biserică. V-ați simțit aveam vreodată izolat? Izolat, separat? Era în regulă așa, nu? Unde izolat cât șosea? Izolat de restul comunității? Nu, în sat erau străzi cu foarte mult noroi. Iar eu m-am născut... la în stradă, modernism. Nu, la stradă cu asfalt. Erați născut în zona modernismă. Așa, cu anumită mândrie, răutate, eu spun, eu când m-am născut, m-am născut cu asfalt. Am avut asfalt în față, nu? Nu, eram așa, aveam legătură acolo. Da, era plin de viață, nu izolați, dar puțin la o anumită distanță, da. De restul comunității. Cum au fost părinții dumneavoastră, părinte? Erau părinții aceia severi care s-au impus sau erau genul acela, dă cu capul că apoi vei plânge? Sigur că mai întâi trebuie să o amintesc pe mama, care din păcate abia de-a împlinit 51 de ani și a fost chemată la domnul, eram seminarist, student în anul 4, dar sigur se leagă ceva din copilărie, faptul că ea era mai religioasă, mai înclinată, dar n-a impus niciodată. Mi-aduc aminte că tata era la Brăila, muncea acolo în gară, la betoane, la nu știu ce, da? Și nu era seară în care noi, eu cu fratele mai mare cu 2 ani, să nu ne rugăm împreună cu mama și pentru tătaia. Și alte rugăciuni, dar niciodată nu s-a forțat nota. Iar taică-meu, da, el era mai rațional, dar avea grijă să ne spună, noi eram 3 frați, și spunea el cu așa o mândrie, băi, voi, tătă școala voastră care o aveți, toată nu face cât 7 ani, taică-meu, a făcut 7 ani înainte de al doilea război mondial. Și a considerat mult că a fost... atunci. Însemna mult. Da, dar nici față de religie, biserică, da, se asigura un minim necesar și niciodată impus. Și chiar ne spunea, zice, dacă te duci la biserică și nu ești atent și vorbești și nu știu ce, mai bine nu te duci, că faci numai un păcat. Că nu te duci. Dar dacă te duci și faci gălăgie și asta, faci 2 păcate. Da. Frumos spus. Și totuși, iată că a apărut ideea și această pornire spre drumul preoției. De unde, părinte? Ce a fost să stârnească această scânteie în viața dumneavoastră? De ce? Da. Aș înțelege și mai bine, aducându-mi aminte că eram în Germania, la Universitatea din Bochum, unde continuam la studiile, specializările și o colegă de la un seminar, da, mă întreabă, Andreea era,
cum de, zice, cum ai ajuns tu preot? Și spun, zic, nu, viața mea ca elev, ca, nu era neapărat spre preoție. Să arate n-am că urmează acest lucru. N-am fost ministrant niciodată și tot așa, strictul necesar. Zice, și cum totuși? Păi, cred că s-a dat o luptă între mine și, da, Dumnezeu, o luptă grea în care eu am pierdut. Zice, și îți pare rău că ai pierdut? Nu știu, te simți bine ca preot? Zic, nu, nu mă simt bine. Și cum reziști? De ce mai rămâi în preoție? Și spun, Andreea, eu nu sunt mulțumit, dar fericit. Ah, zice, atât s-a schimbat, s-a schimbat toată discuția. Da. Dar chiar îmi place să spun lucrul acesta, mi s-a și spus, zice, de ce nu scrii? Sunt două, trei evenimente, trei trăiri, unde sunt trei persoane cărora le datorez, nu știu, un mic imbold. A fost, pe de-o parte, mama, în 71, a fost la sfințirile de preoți aici la Iași, pentru că unul dintre candidați era părintele Virgil Chelaru, rudă, văr primar cu mama. Și ea a povestit ce a văzut cu ochiul ei. Cum a decurs și rotunirea și tot ce... Dar așa, nu? Desfăceam porumb și mama tot povestea. Și cred că a rămas ceva din farmecul, deși mama nu era o povestitoare, nu era o vorbăreață, mai degrabă o ființă tăcută. Și în al doilea rând l-aș numi pe părintele paroh, Mihai Rotaru, de la noi, de la Barticești, printre altele foarte angajat, implicat și în probleme sociale, locuri de muncă pentru fete, pentru femei, dar și pentru bărbați, e o poveste lungă. Și într-o zi, nu eram ministran, nu știu cum, mă ia cu el, cu mașina, mergem la Piatra Neamț, ne întoarcem și credeam că mă las acasă, la șosea. Nu, m-a luat la parohie și am stat la masă, la prânz cu el. Eu, copilul din capătul satului, de la Andrei din Câmp, să stau cu parohul la masă. Dar ceea ce m-a impresionat, știam că e părintele, dar toată ziua am vorbit, el mai ales, n-a zis nimic de credință, de Dumnezeu, de Sfânta Fecioară, de Rozariu, parcă am discutat numai treburi lumești. Și am zis, cine este acest om altfel decât ceilalți oameni? Și cu siguranță că s-a rămas amprenta. Și în al treilea rând, aici este o chestie mai practică, era seminarist, părintele Pavel Balint, Domn Balint este cunoscut între noi. Părinții m-au trimis cu grâu, cu un săculeț de grâu la Hălucești, la brutărie, ca să aduc pâine. Și mergând spre Hălucești, îl văd pe domnul seminarist. Știam că e așa seminarist, dar prea multe nu. Ei, am vorbit aproape o zi întreagă, am mers până acolo, m-a servit cu Eugenii, n-a vorbit de seminar, de rozariu, de preoție, de pietate, de... nu știu ce am... V-a plăcut el ca om până la urmă. Și am zis, ce-i cu omul ăsta, cu tânărul acesta care este altfel decât ceilalți? Și cred că sunt trei momente și trei persoane care tocmai prin aproape absența unui limbaj sau unei consilieri, dar n-ai vrea să te faci preot, poate chiar asta m-a impresionat mai ușor. Ceva aici e... Da, dar credem că și aici lucrează mai întâi Dumnezeu și documentele bisericii spun că la o chemare lucrează mai întâi Duhul Sfânt, da? Care lucrare este confirmată episcopului și episcopul, da, încredințează formarea celor aleși pentru așa ceva. Fascinante totuși manierele și modurile în care Dumnezeu pune această chemare în sufletul oamenilor. Vedeți, în funcție de tipologia lor, în funcție de ceea ce sunt, poate dacă dumneavoastră parohul v-ar fi vorbit și v-ar fi pus să faceți rozariu în ziua aceea la masă, nu v-ar fi trebuit preoție niciodată. Mă pierdea. Vă pierdea, dar vedeți, a știut
pe ce limbă să vă vorbească astfel încât să vă atragă. Și v-ați văzut la un moment dat student la institut, după, bineînțeles, după școala de cantor. Mai întâi cantor. Și după apoi aceea soldat, am apărat patria. Ați fost și soldat. Da. Așa s-a procedat atunci. Trebuia să meargă mai întâi în 73 deja seria Preasfințitului Aurel, Preasfințitului Iosif. Ei aveau o valiză pregătită să meargă în armată. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, s-a renunțat și ei n-au mai mers. Dar noi, care am intrat în 73-50 de cantori, la un moment dat, cei care aveau ceva ani de liceu, de așa, au format o clasă, erau 20, iar noi, cei abia înțărcați, cu clasa a 8-a, noi aveam o clasă de 30. Și ei au mers primii în armată în 76, după aceea anul următor au mers colegii noștri. Da. Și sigur, după armată, continuat în seminar încă 6 ani. Studiile universitare. Da. Și după institut au urmat și studii postuniversitare în Germania. De ce în Germania? Asta a fost mult mai târziu. Mai întâi am avut 1992, prima experiență, nu? Zic, mai întâi am avut 3 mandate la Mărgineni, Bacău, Galați și apoi București. Vorbeam despre formarea intelectuală, am fost trimis, sigur, Preasfințitul Petru, împreună cu un alt coleg, am fost trimiși în Germania, un coleg la Münster, eu la Essen. Ideea era să facem o experiență pastorală, să vedem ce face biserica într-o atmosferă de libertate. Noi abia ieșiți de sub pământ. Eu am prins evenimentele în plină stradă în decembrie. O șoierat gloanțele pe lângă urechi. Da, altă temă. Și a fost o înțelegere între episcopul de Essen și Preasfințitul Petru. Da, am fost primit pentru 3 ani. Într-o parohie. Sigur, eforturile pentru limba germană, dar ideea era de experiență pastorală. După 2 ani l-am anunțat pe Preasfințitul Petru, mai e un an ce fac. Ei, și îmi place să limit câteodată. Odată, mă, veniți acolo, mă, caută ceva, fă ceva, o specializare, că avem nevoie. Avem nevoie. Ei, și am căutat în jur, facultate plină, cu toate gradele, era la Bochum, o universitate de altfel foarte tânără, recentă, și facultate tot așa, dar facultatea și alte facultăți erau super, dar și facultatea de teologie era căutată pentru că nu erau foarte mulți studenți și profesorii, mai ales la lucrări de licență, de masterat și cu atât mai mult de doctorat și profesorat, că este altfel în Germania, aveau timp pentru studenți și erau căutați, este foarte important ca profesorii să aibă timp pentru studenți. Și în mod normal, un profesor cu cât înaintează spre vârsta pensionării are mai puțin de predat, dar este foarte apreciat când conduce lucrări, coordonează lucrări, nemțește, dar astăzi nu se mai folosește. Doctor Vater, tatăl, da, astăzi e puțin altfel. Practic, se îngrijește de studenți fiindu-le aproape și coordonându-i și nu predându-le efectiv teorie. Având timp pentru studenți. Pentru studenți. Și asta, sigur, că studenții simt lucrul acesta și este foarte important. Cât de mult v-a ajutat acea experiență în Germania și modelul profesorilor de acolo în ceea ce faceți astăzi, în calitate de cadru universitar? M-a impresionat mai întâi faptul că profesorii, când veneau la ore, studenții nu se ridicau în picioare și nu salutau. Venea profesorul și el saluta studenții. Iar în dialogul cu studenții, îmi permit să spun așa, mai limbaj mai de periferie de la noi, nu îi spunea niciun băiat, băi, Müller, sau unei tinere, fa cu tare.
totdeauna, băieți sau fete, studenți, studente, totdeauna erau respectați cu, pe numele de familie și totdeauna cu dumneavoastră. Apoi, mi se păreau că sunt foarte modești. Foarte rar am văzut, dar nici, nu, n-aș putea spune, foarte umili în știință. Cu cât erau mai deștepți, de, nu? Cu atât erau mai umili și, și atenți cu, cu ceilalți. Ce model asta frumos! Asta m-a impresionat foarte mult, venind din societatea noastră, unde na, era cum era, era inica toată. Chiar în armată am fost, da, puțin tratat și am luat și cuvântul la un moment dat, am zis, parcă suntem ultimii derbedei din societatea asta, zic, totuși avem și noi o leacă de școală, aveam liceu. Da, da. Dar asta erau condiții, trebuia să-și bată joc de tine, să te umilească. Totuși ați zis că în Germania v-au impresionat cei de acolo, dar dumneavoastră ați avut înainte șansa de a desfășura activitate pastorală nu doar în Moldova. Ați fost și la București, ați fost la Galați, da, da. Așa cum ați zis, practic ați avut șansa de a vedea poate și lume mai, mai școlită. Mai ați avut, ați avut cu siguranță printre credincioși oameni cu funcții, oameni care aveau un nivel de cultură destul de, destul de ridicat. Cât de norocos ați fost să puteți să beneficiați și de acest lucru? Poate de, de provocarea de a avea în față un, un credincios cu școală, un credincios care poate pune la îndoială ceea ce predicați, care poate critică chiar ceea ce predicați și care poate chiar are curajul să vă contrazică. Eu aș aminti doar un moment de la București de data aceasta. Am fost invitat de Preasfințitul Robu cu sugestia din partea Sfinției sale, ce ai făcut la Mărgineni, ce ai făcut la Galați, fă și aici. Aici. Deci, cum să spun, nu cum mi-a dat mână liberă, dar zic, băi, are încredere în asta. Vorbim și de anul 1988, 8, la Bărăția. Da, la Bărăția, da. Atunci, Preasfințitul Robu, un alt Preasfințitul, tot respectul, ne-a cerut preoților, mai ales cei care se ocupau de copii, de tineri, să marcheze și la Sfânta Liturghie începutul anului școlar. Cu rugăciuni, cu ce se poate face. În anul acela, Ceaușescu a inaugurat anul universitar la Timișoara. Și face o declarație Ceaușescu, acum nu știu dacă era gândirea lui sau era a strategilor de alții. Și face o afirmație. O afirmație. Dacă astăzi cineva mai crede în Dumnezeu, este trădător de țară. Putem verifica în presa vremii. Eu eram la Bărăția și aveam și liturghia de la 5, biserica era plină de tineri. Și mi-am pus magnetofonul în sacristie cu microfoane și am spus să slujbe, să cine are alte preocupări, liturghia de astăzi este imprimată pe magnetofona KaiCap GX, îi pot da o copie de pe original. Dar asta am făcut-o. Și în predică, practic, am încercat să arăt cine nu crede în Dumnezeu este trădător de țară. Asta practic a fost finalul. Întoarceți ceea ce a declarat conducătorul. Asta cred că undeva a trezit, a provocat în rândul persoanelor care nu și arătau identitatea, că sunt, da, cu o anumită formare, specializare, mai degrabă parcă stăteau așa după stâlpi, după să nu fie văzut, să nu fie, că li se trimiteau necazuri. Exact. Dar cred că oamenii au simțit că sunt luați în seamă, că sunt respectați pentru ceea ce sunt. Extraordinar, extraordinar curaj, aș spune, pentru acele vremuri. Ah, cred că mai mult să decât... Să vă asumați, să demontați ceea ce zice Supremul Conducător. Mai mult decât curaj, cred că eram și o leacă prostuți. În sens, noi avem expresia din nebunia crucii, n-ați nu? Fost Apostolul Paul. De... Da, dar faptul că am făcut armată și ne-am confruntat cu situații, cred că nu mai eram așa de înfricați în fața autorităților, a miliției și așa mai departe. Cred că un tupeu sănătos era v-a ajutat. Atunci. Da, dar pe de altă parte, în anii aceia, nici din partea autorităților, nu mai era presiunea asupra bisericii, preoților.
Erau urmăriți, dar cu alte metode, deci nu mai era violența, amenințarea aia doar. Da, da. Deși au fost și atunci. Au fost timpuri au fost greutăți, dar oricum se schimbase situația. Da, până la urmă își dădeau seama că sistemul e pe ducă. Exact, și nu mai au șanse. Și de asta își dădeau seama cei care păzeau sistemul. Exact. Și de aceea au avut grijă să-și croiască drum nou în vremuri noi, res nove. Știu că ați desfășurat activitate pastorală și în Germania și vreau să vă întreb cât de diferită a fost experiența ca păstor în Germania de experiențele pe care le-ați avut în comunitățile din România. Da, eu am rămas în parohia în care am început din 90 în toamnă, în sensul că am lucrat mai departe în pastorație. Și până la urmă m-am întreținut și cu salariul pe care îl primeam, dar eu n-aș face o raportare foarte dură, că la noi oamenii sunt așa, într-o altă țară sunt altfel. Eu spun că dacă îți faci datoria cum trebuie și cu respect față de oameni, ei te înțeleg. Și aș putea spune am făcut 2 luni de germană, prima treaptă de la Goethe-Institut. Și la lecție, domnul Robert, profesorul Robert, zice, cum percepeți voi oamenii, eram toți străini, din Africa, din toți străini, mai puțin europeni, noi eram europeni. Și zice, cum îi percepeți? Și cei din Orientul apropiat, îndepărtat, răceala la nemți, nu știu ce, distanța, ce spun preoții noștri. Și atunci am spus, zic, eu am altă părere. Zic, da, este o impresie că-s reci, că-s distanți. Zic, eu vin dintr-o țară unde noi ne împrietenim foarte, foarte repede. Repede. Și dacă unul e în compartiment cu mine în tren și nu bea din țuica pe care o am eu, ăla mi-e dușman. Zic, la noi cineva îți întinde mâna foarte repede. Prietenie, dar și-o retrage exact când ai nevoie de o mână care să te ajute. Zic, eu am senzația în Germania că oamenii sunt mai reci, dar dacă ți-a întins mâna, și l-ai câștigat, nu retrage. Îl ai? Rămâne alături de tine. Și haideți să ne gândim câte ajutoare și câte inițiative sunt din zona aceea și să ne gândim că prima formațiune Caritas, Federația Caritas, a avut loc în Germania la 1897. Federația Caritas, care unea mai multe parohii, mai multe structuri din biserică, erau și comunități de viață consacrată și în situațiile acelea, la sfârșit de secolul XIX, era să spunem, un creștinism, o biserică foarte angajată. Exact. Dar mergeau mai des la biserică, da, mergeau mai des la biserică, familiile erau foarte numeroase, bogate, da, copii și viață trăită, da, ulterior s-a schimbat, dar vreau să spun că nu trebuie să se blocheze nimeni, că chiar și la noi de acolo, băi, ăștia din parohia cu tare, bă, ăștia-s răi, ăștia-s... Nu știu dacă sunt așa de răi unii, mai, mult mai răi decât alții. Exact. Așa ca zonă, să spunem, în dieceza noastră, se spune că creștinii din zona Bacăului sunt mai cuminți, ascultători, mai pioși, în timp ce zona noastră, a neamțului, ăștia sunt mai... Și sunteți de acord cu acest lucru? Cum vi se pare? Ați fost paroul la mărgine, nu? Nu, vicar. Vicar ați fost, ok. Vicar, da... Atunci îmi permit să spun că mărginenenii sunt puțin diferiți de ceilalți. Dar cu siguranță oamenii zonă și înțeleg, fiecare are... Oamenii te citesc și atunci când văd angajare, văd dăruire, vin și ei și fac lucrul acesta.
se poate face lucrul acesta. Până siguranță. La urmă, modelul și exemplul personal sunt cele care vor avea întotdeauna de da, dacă e vorba, eu n-am împrumuntat mentalități din Germania. Urma să vă întreb acest lucru. Ce ați învățat de acolo și ce v-ați asumat așa în felul de a fi? Având interesul pentru teologie morală și la sugestia și profesorului Hans Kramer, am luat ca temă din 150 de teme posibile, am luat ceva care să fie legat de situația noastră. Și am ales, da, cu un pic, nu știu dacă risc mare, am ales zona păcatului social, structuri ale păcatului, dar de data aceasta dimensiunea socială a convertirii. Și pentru că asta era problema noastră, noi eram într-o societate foarte bolnavă, iar cel mai rănit din societatea post-comunistă și neocomunistă era omul. Ori aici a fost interesul meu cum se făceau diferite slujiri, fie în societatea civilă germană, fie în instituții ale bisericii. Pentru că în zona Essen, unde eram, este o zonă urbană. Și în toate orășelele, unii cunosc de la Gelsenkirchen, cunosc numai Schalke 04, dar nu știu câte spitale ale bisericii sunt în Gelsenkirchen. În Essen câte spitale sunt, cum este îngrijit omul asistat din sânul mamei, cum sunt centre de consiliere pentru persoane care vor să facă avort. Și cum se încearcă să fie alături, să nu se întâmple asta, până la bătrânul, da, care se află la apusul vieții, în toate formele. Și am spus că și la noi, și în țara mea, da, este nevoie de a face mai mult și spun și oamenii noștri, compatrioții noștri, au dreptul la o viață mai demnă. Cu siguranță. Dar asta se construiește, nu pică din cer. Niciodată. Cu siguranță faptul că ați avut această experiență în Germania v-a ajutat să vă lărgiți orizontul, să descoperiți și alte abordări și alte, nu știu, să vă îmbogățiți, cum ar veni, cultural. Ce le spuneți tinerilor studenți care poate primesc că îi sună prea sfințitul mâine și le zice vei pleca cine știe unde și nu le convine și nu le pică bine deloc, că vor lăsa căldura României și aceste mâini care se strâng atât de ușor la noi în zonă și se duc într-o țară poate îndepărtată, poate mai rece și printre străini. Cum să primească această veste? Eu aș face o comparație cu situația istorică în care mai degrabă străini au venit pe meleagurile strămoșilor ca să vestească Evanghelia. Că erau și unguri, că erau și polonezi. E clar că atunci când au venit italieni, mai ales franciscani, misionari, au avut alt impact, s-au apropiat altfel de oameni. Și cred că deocamdată seminariștii sau preoții tineri aflați la început trebuie să se gândească la faptul că noi facem parte dintr-o biserică universală. E posibil ca în cele vremuri un tânăr seminarist, un tânăr încă nu e seminarist, să fie legat, imaginea lui să fie legată de părintele paroh, de părintele vicar și să spună eu vreau să ajung părintele paroh și deja copil face slujbe cu fața de masă, cu, exact. În fine le știm. Dar astăzi, haideți să luăm fenomenul globalizării, s-ar putea să te cheme Domnul, să te propună episcopul, să trimită cu forța, nu se întâmplă, eu nu cunosc lucrurile acestea, dar să slujească în Biserica Universală și cum strămoșii noștri au primit credința și datorită misionarilor, să fie și dintre preoții noștri și deja avem preoți tineri care au făcut experiența pastorală în Africa sau în America Latină și acum ca tineri preoți au cerut episcopului să meargă și să lucreze acolo. Și apoi chiar deci să rămână. Această deschidere este, dar cred că cea mai importantă deschidere este spre demnitatea persoanei umane.
Că știți cum este, când a fost descoperit America, este filmul acela foarte, foarte impresionant, Misiunea. Mi-aduc aminte când erau iezuiții, nu? Au venit cu copiii în Spania sau Portugalia și copiii cântau frumos. Mulți credeau că acei n-au suflet, dar erau talentați foarte și asta au făcut-o iezuiții. Și zic, dacă cineva primește invitația, primul lucru de care trebuie să țină cont este demnitatea fiecărei persoane. A nu merge cu grupul, cu colectivul, cu grămada. Ci a ascultat chemarea individuală. Da. În același timp v-aș ruga să le dăm, poate, nu știu, o direcție sau un sfat, o vorbă bună cadrelor didactice, părinților, rudelor, care văd că în jurul lor este poate un tânăr viitor preot care este tentat să aleagă acest drum. Cum îi ajutăm și ce putem face pentru ei atunci când ni se pare că putem face ceva să îi sprijinim? Mi-aduc aminte și când eram încă 84-90, cele trei mandate, că veneau foarte mulți tineri care doreau să vină la seminar sau viață, da, puțin ascunsă pentru fete, pentru că nu era o mănăstire. Nu recomand să cuiva să fac ce făceam eu. Deci ne spuneți ce să nu facem acum. Nu! Eu prima dată când discutam cu tinerii, prima dată încercam să-i descurajez. Ca să vedeți dacă rezistă. Da, vezi cât e de autentică această chemare, această da. Voce. Și după aceea, sigur, se schimbau lucrurile, dar o voce critică. A fost un mare entuziasm în primii ani 90 și casele care erau în construcție sau în străinătate s-au umplut de tineri din România. O întrebare critică. Câți au rămas? Au rămas. Și cred că aici un răspuns pripit nu este binevenit. Mai bine să analizăm cauzele și apoi să înțelegem o situație. Părinte, ce vă doriți pentru viitor? Pentru că trecutul știm cum e, prezentul e ceea ce trăim, dar sperăm și la un viitor. Ce vă doriți pentru dumneavoastră în perioada următoare? Mi-aduc aminte de o scenă de la facultate. Încă nu eram cu contract de muncă, dar de la început am fost la facultate și a fost o perioadă când cei care erau invitați, nu? Erau obligați să țină cursurile, dar nu aveau dreptul să primească bani pentru... Să fie plătiți pentru munca. A fost o problemă prestat. Financiară și părintele decan de atunci parcă se simțea așa jenat, zice, vii și aveam cam câte 20-22 de ore și la seminar și la facultate. Și parcă îi venea așa și spun, părinte decan, eu lucrez și ca preot. Condiția este să mă ajute capul și să mă țină picioarele. Și rămâne valabil și rămâne astăzi. Valabil. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc putere de muncă, inspirație și răbdare să-i îndrumați pe cei care trec prin sălile dumneavoastră de curs. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc ca fiecare emisiune, fiecare întâlnire să fie o mărturie pentru toți cei care privesc, ascultă. Mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Interviul Săptămânii. Toate cele bune! Interviul Săptămânii la RCIS FM.